Hai să vă arăt ceva la mașina asta șmecheră, numită Duster. Am tot amânat să fac o chestie la ea, pentru că am tot plecat în stânga, în dreapta și am cam neglijat treaba asta, din păcate. Și vreau să vă spun că în momentul în care vedeți o pată de rugină, trebuie să studiați puțin și să vedeți cauza, de unde a apărut și unde s-a dus și cât de mult a pătruns rugina într-o parte sau alta a caroseriei. Vedeți că eu am avut o izolată cât am, așa cât am putut. Nu am vrut să folosesc materialul acela prea scump, STK-ul sau CTK-ul. Am pus doar sub banchet aici. Aici am dublat izolația. Uitați așa. Și aici și pe plafon este tot cu CTK. Iar în stânga spate, am descoperit o mică găurică. Ia uitați cum arată. Problema asta o știu, este de când am, din 2019, de când am izolat mașina, dar era un pic sărit atunci, dar am zis că nu este mare problemă. După aceea, acum vreo 2 ani, cred, până să plec în expediție, am terosonat-o pe toată din nou, adică tot pe sub ea. Nu avea nicio problemă nici atunci. În schimb, când m-am uitat mai atent la ea zilele acestea, am văzut că rugina a cam pătruns caroseria. Hai să vă arăt, să vedeți cum a ajuns. Ia uitați cum arată acum. Ce se întâmplă dacă lași rugina să-și facă de cap? În rest, tabla este țeapănă, ca nouă arată mașina, dar aici este de la interior, de la exterior către interior. Așa s-a găurit. Va fi tăiată bucata asta, înlocuită și aia. Noroc cu izolația că mai a protejat, nu a intrat apă chiar atât de mult, deși s-a scurs pe aici puțin rugina. A avut chestia asta așa aici și nu a aruncat apa suficient. Asta e, ce mai întâmplă. Când mergi în off-road cu ea și prin toți bolovanii și cu viteză, asta se întâmplă.